Totuși, mâine că el a făcut cel mai mare gest pentru mama mea, a strâns toată România pentru mama și a bătut pe neamul lui tata. Ați înțeles? Păi eu țin mai mult cu neamul lui mama, să mă ierte Dumnezeu, că am crescut cu ei, dar și pe neamul lui tata iubesc. Că e neamul lui tata al meu. Știu că a intrat peste neamul lui tata, peste ăștia lui american, de i-a bătut ea alea. Ai înțeles? Și eu n-am cum să vorbesc prost, că eu mi-aduc aminte și de ultima... Așa cum am auzit și am ținut cont de ce s-a întâmplat cu neamul lui Ion al Petrișor, că veri cu tata Evancică, veri primari, vă dați seama că suntem familie. Și așa cum am ținut cont de când avea mama mea 13 ani, așa o să țină cont băiatul meu de când avea ochii mei 65 de ani și am jurat bujilă. Nu știu dacă înțelegeți. Adică noi ducem și respectul și nenorocirea, o ducem până la capăt. Ceea ce vreau să se înțeleagă pe TikTok-ul ăsta, nu am nimica cu bujilă. La modul de bătaie, la șomorâm, dacă n-ar exista lege, iar și-ar arunca numai cu acid pe el, să-l distrug, dar nu pot să fac asta pentru că există un Dumnezeu și mi-e frică de lege. Pentru că toți ne dorim să fim cei mai buni, să fim cei mai șmecheri. Dar există nebunii ăștia de polițiști care nu-ți mai dă voie să mai faci nimic. Bă, stai adevărul. Aș face. Poate cineva să-mi ia nebunia și ceea ce transfer. Nu avem sânge de curve. Oana seamănă pe măsă, ai cu minte, ești prost la cap. Nu că se fute, dar nu se fute după tine și te lasă că și-a dat seama că ești un prost, un manelist prost, să moară familia mea. Ești un om care tâlhărești, bă, tu am auzit că nici la copii te nu le dai să mănânce, bă, tu ești nebun la cap. Tu iei toți banii și îi dai lui aia, lui Selina aia, cum o cheamă? Dar nu vorbesc că nu vreau să spar casa, dă-te-mi pizda, mă, lui Naba, haia, cum o cheamă? Ai luat toți banii lui verișoară mea și ai dus banii lui aia, dar te întreba Oana, unde-i banii, că nu mai e banii. Ai înțeles? Ai dat și tu de o pizdă în viața ta și te-a nenorocit. Una la mână, de unde ai banii din drogurile astea, câte droguri poți să vinzi? Doi, ai nenorocit toți lăutarii, ai tâlhărit pe toți, acum l-ai luat pe negru. Cum îl cheamă pe ăla care cânta cu Mihăiță Piticul ăsta, cu Mihăiță, cu Marinică Nămol? Uite, bă, ce intră ăsta, nu mai trimite, bă, cu metre. Cum îl cheamă, mă, pe ăsta care cânta cu Mihăiță, cu ăsta, cum îl cheamă? Cu Marinică Nămol. Haidin, l-ai luat pe Haidin acum și îl tâlhărești. Și pe Haidin îl tâlhărești. Bă, dar ce dracule, bă, ce dracule face, mă, dă, nu-l spune niciodată. Le dă droguri bune, oameni buni. Îi dă, le dă droguri bune și în momentul în care te droghezi, că și eu m-am drogat acum 15 ani, că nu mai mă droghez. Eu nu mai mă droghez. Pe momentul în care îți dă unul bomboane bune, nu te duci tu la el să-ți dea bomboane bune. Și nu are cum să strice cu ei. Și cu cămătăria, legată cămătărie, fiecare membru, cum ar fi Costel Biju, cum ar fi Adrian Minune, cum ar fi Salam, fiecare ăsta, au toți câte 17-18 oameni în spate. Placă, clarine de ăsta, orgă, tot. Au zis haldă camătă. 100 de euro, să-i dea 50 de lei pe săptămână. Dar faceți socoteala 50 de lei pe săptămână, ori 10 formații care sunt cu câte 17-15 pe spate, sunt 170 de inși. Zic că nu le dă la toți 170 de inși. Asta înseamnă că 3.000 pe săptămână, 4.000. Camătă. Asta o mai face și negru la care merge cu el pe stradă. Care m-am văzut eu cu el aseară. Când l-ai luat și pe ăla odată, în primele îl distrug și pe ăla. Dar deocamdată nu, că îl iubesc. Iar nostru e țigan, e dudeștean ăla. Dă câte 300 de lei, 400 de lei, pe cea mai tare cămătărie asta. Dacă eu am dat bani cu camătă acum 15 ani, eu știu, dar nu mai pot să mai dau bani cu camătă, că există lege și te condamnă. De când s-a băgat legea cămătăriei, n-am mai făcut niciunul din familia noastră asta. Dă câte 400 de lei la fiecare om dintr-un component, dintr-o formație. Și zice, uite, îi dai unul 5 milioane de mâncare? Când vine la nuntă omul și omul 8 milioane, 10 milioane parte lăutarul, să dea 1 milion afară, nici nu-l simte. Și el 1 milion de la încă 50 de inși, 70 de inși, 100 de inși, mai ai încă 100 de milioane. Ideea e în felul următor. Ăsta nu plătește nici taxe, nu plătește impozite, pe Marius Babanu l-a nenorocit de tot, i-a băgat, nu vreau să vorbesc, în fine, i-a nenorocit pe toți, i-a distrus pe toți. Un orfan care nu are mamă, are mamă să-i trăiască, un orfan care n-are pe nimeni, a făcut ce a făcut până riscul care l-a făcut. Felicitări pentru tine și pentru inima care o ai bujilă. Aș vrea și eu să fac ca tine, frate, dar nu sunt șmecher ca tine să vând droguri și arme. Referitor la prietenii mei care sunt de pe-n țară, care au orgolile astea de oameni nebuni. Oameni nebuni. Omul ăsta a ieșit pe TikTok și a început să țipe că face unchi Vancică și că drege unchi și că face excrocării și că face nu știu ce înșelăciuni, la ce nivel înalt și nu știu la ce de-aia. Vorbesc de el pentru că a vorbit astea, da? Eu nu sunt prăduitor, m-am jurat pe copiii mei, care mi-a dus pe cineva vreodată că te-am legat. Eu, Niță Cami, fiul lui Dumitru și Marina, că așa te cheamă în buletin, pe mine, îi dau 20.000 de euro, m-am jurat pe copiii mei.
Dar fii atent cum, să vină cu avocat, mergem la tribunal, o scoatem noi, bă, uite aici. Dacă face cineva gestul ăsta, m-am jurat pe copiii mei, de nu-i dau 20.000 de euro. 20.000 de euro să zică, da, el a făcut, el cu tare. Sau cel puțin martor, fiți atenți, sau cel puțin martor că am băgat pe cineva la pârna eu. Declarația, vreau să aud declarația. Martor, cel puțin martor, n-am treabă. Și cred că m-aș înjura și de la mine din familie dacă am făcut vreunul din așa ceva. Din toată familia magică. Păi voi vorbiți prăduieli și ele vorbiți că aveți dușmanie și vreți să aruncați cu pietre mine ca să mă demigrați. Dar pe mine oamenii mă iubesc mai mult când voi aruncați cu pietre mine, proștilor. Ăștia care mă înjurați, proștilor, îmi dați mai multă putere. Mă puneți pe tot foriu, vă învăț eu, nu mai mă înjurați, că mă ridicați prea sus. Mă ridicați prea sus, de mai planeta, tu ești nebun la cap. Sui pe planeta, ce fericit sunt când intru undeva. Sunt prea fericit, dansez pentru oameni, mă simt bine cu ei, beau cu ei, nu stau într-un loc ca prostul să spună oamenii că am figuri. Aseară mi-era rău la nepoata mea și am dansat cu toată lumea, am vorbit cu toată lumea, am făcut poze cu toată lumea, să nu creadă oamenii, pentru că niciodată, nu tot timpul am și eu aceeași energie. De exemplu, acum n-am energie deloc, dar te-ai morții, mă, tibujilă, că ai nenorocit lumea, prostule. Nu te jur de copii, că n-au treabă copiii. Ai înțeles? Eu iubesc să moară familia mea, dar nu iubesc pe grașii tăi. Dar ca idee. Oameni buni, în ultima secundă, sau cum n-ai bine să spune, că cu prostia asta am câștigat. Bujilă, arată-ne și nouă și rugăm toate instituțiile astea să se întrebe, mă, dar de ce vorbește țiganul ăsta așa? Ia-i, mă, să-l luăm la purificat pe ăsta. Bujilă, vezi că o să te ia că nu te aștepți. O să te ia că nu te aștepți. De unde ai tu să moară familia mea statuită în casă de 3.000 de lei? Ca idee, nu-i nimic 3.000, că nu sunt alții care să se arată Adidas și paturi. Eu sunt fane și am avut și 1.000.000, am avut și 300.000, și 700.000, și 800.000. Poți să dai pe statuietă, am văzut la ultimul în casă și de 3 milioane de dolari la Vancică. Ca idee. De unde ai tu bani? Asta contează. De unde ai tu bani? Să cumperi ăsta. Ăsta e un fixativ care o să-mi dau în altă parte să stau numai așa, ca să iau pămâta în brațe, bujilă. Ai înțeles? Putem aș pe norocul tot de că te-aș înjura eu, prostule. M-a deranjat decât vorba care ai vorbit aseară. De unde are oameni buni, bujilă, bani să-și cumpere pantofi sau Adidas sau un tricou sau o bluză? De unde are bani să aibă atâta o mașină de 60-70-80.000 de euro? De unde are bani să fumeze zi de zi? De unde are bani să-și ia mâncare la copii? De unde? Voi vă întrebați, voi de unde aveți? Voi munciți. Dar cine e? Că nici nu știm de cine vorbești. Spuneți-mi și mie, de unde are bani să ia o apă în fiecare zi? De unde? Oameni buni, să se înțeleagă, avem 1.800 de puncte. Voi știți ce înseamnă oamenii? 1.800 de puncte înseamnă 4 dolari, 5 dolari, 7 dolari, zi 10 dolari. Vorbim de 54 de minute. Nu am făcut bani. Să nu ai vei regia vreodată să zic că vorbește de mine, că cine ești, că să moară familia mea, eu ți-am dat valoare să moară familia mea ție acum, te-am făcut mare. Dar, ca idee, oameni buni, vrem să știm de unde are bani ăsta, de unde are casă, de unde are mașină, de unde își plătește ăsta lumina, de unde își plătește lumina, de unde își plătește curentul, de unde își plătește facturile. Vrem să știm și noi. Și ultima mai auzit, după ce că e 40.000, 50.000, 70.000, cea mai proastă lună bujilă de euro, mai fur și curent din, după gard? Duceți-vă, oameni buni, să vedeți că fură și curent. Vă iubesc. Vă mulțumesc la toți care ați fost lângă mine. Să rămână.